Și te începe, da? Și să ați făcut urmă. Da, domnule, vă rog. Stimați jurnaliști, dragi colegi, vă salut. Suntem prezenți astăzi la un eveniment foarte important pentru dezvoltarea infrastructurii Republicii Moldova. Are loc semnarea primele 4 contracte de executare a lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice, locale, comunități și străzi din cadrul programului Drumuri Bune pentru anul 2020 și de mâine pot începe lucrările. Exact ca acum 2 ani, când a fost lansat unul din cele mai ambițioase programe de infrastructură din istoria Republicii Moldova, Drumuri Bune pentru Moldova, vom continua să reparăm drumurile din centrele raionale, din sate, ca să aducem drumul până la poarta fiecărui cetățean. Astfel, până în luna noiembrie, anului curent, locuitorii a peste 1200 de localități pe întreg teritoriul Republicii Moldova vor beneficia de peste 900 km de drumuri bune, reparate, ca să-i motiveze să rămână aici acasă, ca să-și încurajeze să-și deschidă afaceri. Întreprinderile cu care vom semna astăzi contractele vor asigura reparația peste 243 de kilometri de drumuri publice în valoare de circa 222 milioane lei. Acești bani vor fi alocați din bugetul de stat, prevăzuți pentru realizarea programului Drumuri Bune 2020, care a fost aprobat de către guvern în luna mai anul curent. Sectoarele de drum au fost selectate conform propunerilor autorităților publice locale de nivelul 1, iar pentru determinarea volumului alocațiilor a fost luat în considerație așa factori ca numărul populației din localitate, conexiunile cu școlile, grădinițele, spitalele, agenții economici. În total, pentru implementarea programului Drumuri Bune pentru anul 2020, conform legii bugetului de stat, sunt prevăzut alocați o sumă de peste 1.375 milioane lei. Pentru executarea lucrărilor se estimează implicarea a 500 de unități și mecanisme specializate și vor fi antrenați peste 5.000 muncitori. Este un volum mare de lucru, dar și o investiție foarte importantă pentru infrastructura țării. De aceea vreau să atrag atenție nu numai la valoarea cantitativă a programului, dar și la calitatea drumurilor reparate. Și în acest context solicit colegilor de la ASD o monitorizare mai riguroasă și mai exigentă asupra calității lucrărilor de reparare a drumurilor, respectarea tuturor standardelor și proceselor tehnologice, dar și nu în ultimul rând asigurând o transparență maximă a celor 16 licitații care au mai rămas să se petreacă. Și în continuare, stimați colegi, invit domnul Vecislav Potop, directorul Administrației de Stat a Drumurilor, să ne informeze mai multe detalii referitor la următoarele etape de executare a lucrărilor. Stimați domnul ministru, onorată asistență, după cum a menționat domnul ministru, din bugetul de stat pentru reparația drumurilor locale și comunale, a străzilor au fost alocați 1.125.000 de lei, dintre care au fost elaborate 35 de caiete de sarcini pentru inițierea 17 proceduri de achiziție. Rezultatul elaborării caietelor de sarcini s-a apreciat lungimea sectoarelor de drum propuse pentru care vor fi reparate. La data de 01.07, 2020 au fost desfășurate deja 16 licitații. În rezultatul examinării au fost adjudicați 9 câștigători, ofertanți, 2 proceduri de achiziție au fost anulate și în evaluare mai sunt 5 proceduri de achiziție. Pentru astăzi este prevăzut ca noi, împreună cu antreprenorii, să încheiem 4 contracte de întreprindere.
cât ține de calitate. Administrația va întreprinde toate măsurile pentru a respecta procedurile. Și acum să invit câte un antreprenor ca să încheiem contractul. Ăsta a drumuri bălți. Ne dați? Vă rog frumos. Da, bună ziua. Ăsta a drumuri bălți. Va executa lucrările în raioanele Falești, Sângerei. Suma totală este de 68 de milioane de lei. Al doilea antreprenor este S.A. Drumuri Briceni. Raioanele care vor fi executate lucrările sunt Ocnița, Briceni. Trei antreprenori este Serele Genes Internațional. Raioanele Șoldănești, Trezina. Suma contractului este 49 de milioane 864 de mii de lei. Patrulea antreprenor este S.A. Drumuri Ialoveni. Contractul este pentru raioanele Ialoveni-Sporeni. Suma contractului este de 52 de milioane 801 mii lei. Imediat după semnarea contractului vor fi emise ordine de începere a lucrările și antreprenorii deja pot să inițieze procedura de executare a lucrărilor. Stimați colegi, stimați antreprenori, eu vreau să vă felicit cu succesul obținut competiția pentru aceste contracte. Aveți în față o etapă plină de efort, responsabilități, cea de executare onestă, calitative și în termeni a lucrărilor conform contractelor.
Eu vreau să vă felicit încă o dată și vă doresc tuturor echipelor voastre multă sănătate și multă putere. Vă mulțumesc mult! Dacă să ne permiți cu toți antreprenorii să facem o poză. Da. Domnul antreprenor. Domnul. Druci, cu antreprenorii, o poză. La tine. Antreprenorii, vă rog, veniți la insultare.